Începând de luni, 8 octombrie, se pot ridica cererile pentru ajutorul de încălzire a locuințelor pentru acest sezon rece. La dosar, cererea va fi însoțită de o declarație pe propria răspundere, dar și de o serie de acte. Categoriile de persoane care îndeplinesc condițiile de primire a ajutorului pentru încălzirea locuinței se vor putea adresa începând de luni 8 octombrie Serviciului Public de Asistență Socială Alba Iulia. Se pot ridica cererile de ajutor de încălzire cu gaze și cu lemne pentru cei care nu sunt beneficiari de ajutor social. Este aceeași cerere, este aceeași lege, lucrăm pe aceleași bareme, până la 615 venitul mediu net pe membru de familie și exact pe același tipic ca și anii trecuți. Acordarea ajutorului de încălzire va urma legislația de anul trecut, doar că anul acesta la dosar se vor atașa o serie de acte suplimentare. Există și o listă cu bunuri ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea de locuințe. Minimul de ajutor de încălzire este de 19 lei și ajunge până la 262 de lei, în funcție de venitul mediu net pe membru de familie. Alături de cerere, de formularul de cerere pe care o să le dăm cetățenilor, o să le mai dăm și o listă cu actele care trebuie să le pregătească, pentru că, spre deosebire de anul trecut, anul acesta trebuie să adauge niște acte la acea cerere. Și, de asemenea, acel fluturaș va conține și mici atenționări, având în vedere experiența anului trecut. Serviciul Public de Asistență Socială Alba Iulia este situat pe strada Bucovinei, numărul 3.